găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Cultură și Istorie la Servus Hunedoara TV, emisiune care este consacrată în totalitate elementelor de spiritualitate în așa fel încât să evidențiem Valori importante ale activității umane de-a lungul uh, timpului. Am precizat emisiunea trecută că lumea este guvernată de interese. Și nici nu se poate altfel. Ar pieri lumea dacă nu ar fi așa, dar Există o limită în felul în care sunt promovate interesele de o serie de state, de o serie de grupări de state și din cadrul acestora de personalități marcante. Acestea Trebuie să nu depășească, o spun încă o dată, o linie roșie a unor principii care, odată încălcate, duc la o serie de contradicții între popoare, între state, în așa fel încât pot apărea și războaie. Au existat de-a lungul timpului multe personalități care au știut să realizeze o concordanță între interesele pe care le reprezintă și principiile pe care trebuie să le uh, respecte. O astfel de personalitate marcantă a fost, așa cum, după cum vedeți și pe titlul emisiunii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Nicodim. Personalitatea lui m-a făcut întotdeauna să fiu atent la valorile pe care acesta le-a promovat la felul în care s-a raportat la realitățile contemporane lui la felul în care a încercat să își mențină poziția și să respecte importante principii dincolo de dorințele politice ale unora sau uh, altora. Sigur că Biserica Ortodoxă, în general vorbind, și cea uh, română, în particular, oferă o multitudine de exemple. De acest gen, care pun în prim plan principiile, în așa fel încât ele să fie oarecum prevalente în raport cu interesele existente la un moment dat. Permiteți-mi aici să. Fac o mică paranteză înainte de a intra în fondul prezentării activității patriarhului Nicodim și să menționez un eveniment care pentru mine a fost semnificativ și care mi-a produs o satisfacție și o onoare. Deosebită. Merg destul de des la Istanbul, pentru că atât mie cât și soției mele ne place foarte mult orașul, să cunoaștem istoria otomană și mai ales de când am aflat că soția lui Soliman Magnificul, Hurem, pe numele ei de botez Alexandra Lisovski, denumită Roxelana, adică ruteanca în limba tătară, Roxelana asta înseamnă, cei care au răpit-o și au dus-o în robie la Istanbul, ajungând în haremul sultanului. Cu ocazia unei astfel de vizite la Istanbul, cunoscându-l pe părintele Sergiu Vlad, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Istanbul, am avut deosebita bucurie și onoare ca sfinția sa să organizeze o primire la sanctitatea sa Bartolomeu, patriarhul ecumenic al Constantinopolului. Mergând la Palatul Patriarhal din Istanbul, inițial am avut o oarecare teamă Gândindu-mă că poate este prea mult pentru mine să mă bucur de o asemenea onoare, credeam că Patriarhul va păstra o distanță prin, form prin formalism, prin protocol, prin. Fiind o simplă primire în care să, ne, să îl putem saluta, să ne dea binecuvântarea, și atât. A fost cu totul altfel. Santitatea sa s-a oprit să discute cu mine, m-a întrebat de unde sunt, din ce țară, i-am spus că din România. M-a întrebat cu ce mă ocup, i-am spus că sunt uh, istoric și că sunt uh, deputat, că reprezint minoritatea ruteană în Parlamentul uh, României. Spre surprinderea mea, sanctitatea sa știa multe uh, despre ruteni despre existența acestora în Europa Central răsăriteană. Mi-a vorbit cu foarte multă căldură și știa despre Congresul Mondial al Rutenilor dorindu-mi succes în activitatea pe care o am și felicitându-mă pentru faptul că promovez uh, identitatea acestei uh, etnii. Sigur că în acest context a contat și faptul că sanctitatea sa este cetățean turc, făcând parte din minoritatea greacă din uh, Turcia, fiind un om deosebit de cult și în același timp manifestând o adevărată înțelegere a realității, având distinție, am citit distinție pe chipul său, dar în același timp și foarte multă smerenie. Totodată mi-a vorbit frumos despre uh, România. Eu i-am prezentat felul în care uh, poporul român, instituțiile fundamentale ale statului, uh, sprijină afirmarea identitară a minorităților uh, naționale. Mi-a vorbit apoi uh, cu foarte multă căldură despre întâlnirea pe care au avut-o cu președintele de atunci al României, Emil Constantinescu, președintele din momentul când s-au întâlnit. Sanctitatea sa a fost întronizat ca patriarh ecumenic al Constantinopolului în anul 1991. Am uh, făcut această paranteză uh, tocmai pentru a sublinia că valorile umane uh, nu au limite și în același timp nu au hotare. Așa cum putem să întâlnim oameni uh, mai puțini uh, plăcuți, și mai puțin uh, agreabili uh, din punctul de vedere al ideilor pe care le afirmă, tot așa peste tot întâlnim personalități care uh, reprezintă o adevărată culme a valorilor umane. Uh, Propovăduind colaborarea între oameni, toleranța, respectul reciproc, înțelegerea și, până la urmă, de ce nu, și iubirea între oameni în sensul cel mai frumos al uh, cuvântului. Revenind la <coughs> subiectul principal al uh, emisiunii noastre, la Patriarhul Nicodim, să menționăm că acesta s-a născut în anul 1864 într-o localitate din Moldova, din județul Neamț, cu rezonanță pentru spiritualitatea românească. Este vorba de pipirig, Cred că multă lume știe că este satul bunicului marelui povestitor Ion Creangă, David Creangă, satul copilăriei mamei acestuia care s-a măritat în Humulești. Și și-a părăsit astfel satul natal. A făcut parte în Nicodim dintr-o familie de uh, răzești. Este, poate din punct de vedere social, uh, impropriu spus răzești, pentru că deja suntem în secolul al uh, XIX-lea. Dar această mentalitate a omului liber, harnic, care trebuie să muncească pentru ca să-și întrețină familia și pentru ca să-și asigure cele necesare traiului, s-a perpetuat și în secolul al XIX-lea. Starea țărănii moldovene sau Starea țărănii românești, putem spune deja, pentru că este după unirea uh, principatelor, a fost destul de uh, precară, în general vorbind, uh, și în uh, a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Uh, uh, tânărul Nicolae Munteanu, acesta era numele uh, lui la naștere. S-a dovedit a fi un băiat harnic, înclinat spre cunoaștere, dorind să fie cât mai aproape de Dumnezeu, de spiritualitatea pe care o emană Mântuitorul nostru, Isus Hristos și de. Din copilărie fragedă, s-a apucat să studieze, a învățat sau, așa cum spune Ion Creangă, pentru ca să respectăm uh, caracteristicile epocii, a buchisit și s-a apropiat de viața. Monahală, pe care a îmbrățișat-o cu o deosebită acuratețe și cu o deosebită dăruire pentru această menire pe care și-a ales-o din, din copilărie. A ajuns frate de mănăstire, destul de tânăr. A fost apoi uh, tuns în monahism, uh, a intrat, a ajuns ierodiacon, uh, fiind hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah, uh, continuându-și uh, pregătirea uh, prin studiul uh, învățăturilor uh, creștinești, cărora le-a acordat o atenție deosebită. La un moment dat, tânărul de acum Nicodim, acesta a fost numele pe care l-a primit în momentul în care a devenit călugăr, s-a dus la seminarul teologic de la Kiev, unde a studiat uh, cu multă uh, râvnă, uh, fiind uh, în același timp uh, pasionat de a cunoaște și valorile culturale ale uh, Europei Occidentale, nu doar pe cele ale uh, ortodoxiei. Realizând în felul acesta o simbioză culturală de care tânărul Nicodim, pe parcursul vieții și activității sale, s-a folosit tot timpul. Revenind de la studiile pe care le-a desfășurat la. pe care le-a urmat la Kiev se întoarce în uh, țară și uh, ocupă o serie de uh, demnități administrative în cadrul ierarhiei uh, bisericești, dovedindu-se un uh, foarte bun organizator, un foarte bun uh, uh, gospodar uh, și ajungând uh, să ocupe o serie de funcții importante. Pentru prima dată, valoarea activităților sale s-a observat în momentul în care a devenit stareț al mănăstirii neamț. A dezvoltat atât din punct de vedere administrativ, economic, această mănăstire, impunând în același timp și o Rigurozitate creștinească în viața monahală desfășurată în, această, în acest semnificativ lăcaș de cult din Moldova. Activitatea pe care el a desfășurat-o la această mănăstire nu a rămas fără urmări, a fost cunoscută de ierarhia superioară bisericească din România, astfel că încetul cu încetul dăruirea și priceperea lui Nicodim este aș putea spune răsplătită. El de-a lungul timpului a devenit uh, uh, vicar administrativ al, divers, mai multor episcopii de pe teritoriul uh, Moldovei, uh, fiind uh, uh, hirotonit uh, și uh, ridicat la rangul de uh, episcop. Cătălin uh, din regie îmi face semn că timpul fuge implacabil, fugit, ireparabile, tempus, că trebuie să dăm cezarului al cezarului și lui Dumnezeu ceia lui Dumnezeu și, în mod evident, așa cum o spun de fiecare dată, în televiziune, în mijloacele de informare, publicitatea este cezarul acestei activități. Evident că după acest moment voi reveni cu prezentarea pe care am început-o. Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva vă invită în data de 6 și 7 mai la Summitul Muzical European, un spectacol organizat cu ocazia Zilei Europei. Concertul simfonic este susținut de Filarmonica de Stat din Sibiu, cei va avea în prim plan pe dirijorul Nil Venditi și pe solistul Antonio Di Cristofano la pian. Biletele pot fi achiziționate de la Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva. Summitul Muzical European la Deva. Vă așteptăm! Vrei o destinație sigură? Hai în Malta cu Malta.ro Începând de la 299 de euro ai cazare, transport cu avionul și mic dejun, ghizi în limba română care îți vor dezvălui frumoasele insule malteze. Intră pe www.malta.ro pentru mai multe oferte și ia o vacanță în siguranță cu Malta Travel. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi, pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. Servus a cotidianul județului tău. Independent, imparțial și onest. Ziarul care te salută de 17 ani de apariție neîntreruptă pe piața media din județul Hunedoara. Cotidianul Servus Hunedoara este ziarul cel mai longeviv de după Revoluția din decembrie 1989. Cotidianul și-a câștigat un loc de top printre preferințele mediatice ale cititorilor, oferindu-le respectul pe care aceștia îl merită, prin știri corecte, obiective și echilibrate din toate domeniile. Hunedorenii merită un ziar Distant, obiectiv și dinamic. Apare zilnic în ediția tipărită de luni până vineri și îl puteți găsi la punctele de difuzare a presei Hunedorene. Cotidianul județean independent Servus Hunedoara oferă realitatea cotidiană din județ, atât în format tipărit cât și digital, în mediul online pe site-ul servuspress.ro. Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook Servus unedoara și pe grupul cotidianul Servus Hunedoara. Echipa de jurnaliști îmbină experiență, tinerețe și energie. Cu tine și prin tine, ziarul servește, țintește, apără și vorbește. Cotidianul Servus Hunedoara, zilnic lângă tine. Supercom S.A. oferă multiple sisteme de colectare în județul Hunedoara, în zona 4 Petroșani, Valea Jiului. Operatorul asigură servicii de management al deșeurilor prin colectare și transport, sortare și reciclarea deșeurilor, asigură controlul calității și soluții de durabilitate. Diversitatea categoriilor de deșeuri face colectarea lor o provocare logistică. Deșeurile de aceeași natură sunt adunate în centre de colectare, unde sunt comprimate, înainte de a fi trimise la un loc de sortare sau tratare corespunzător. Lider în domeniul serviciului de din România, Supercom ESA, Nihil Sine Deo. Deci așa cum spuneam înainte de uh, publicitate, uh, Nicodim se dovedește a fi o personalitate uh, deosebită. Uh, și în felul acesta ajunge uh, episcop de uh, Huș, unde dovedește de asemenea o hărnicie și o dăruire uh, deosebită, atât din punct de vedere ecleziastic, fiind mereu aproape de credincioși, fiind cu adevărat păstorul acestora, dar și din punct de vedere administrativ pentru dezvoltarea episcopiei și pentru ca parohiile acestei eparhii să fie cât mai reprezentative și cât mai aproape de de credincioși. La un moment dat renunță la scaunul episcopal, se întoarce în, la mănăstirea neamț și își reia activitatea pe care a desfășurat-o și înainte în acest frumos lăcaș de cult, nefăcând niciun pic rabat de la vreo îndatorire și de la a fi așa cum trebuie să fie un slujitor al lui Dumnezeu. Dumnezeu și viața uh, l-au uh, răsplătit pentru că în anul 1935 a fost uh, ridicat în scaunul metropoliei Moldovei uh, la Iași devenind unul dintre cele mai importante personalități ale Bisericii Ortodoxe Române la vremea respectivă. Mitropolia Moldovei are o importanță deosebită în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Se știe că atunci, în 1859, și mai ales în 1866, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a plecat în exil, Mitropolitul Moldovei Calinic era un înfocat adversar al Unirii și în 1866 ar fi dorit și milita pentru Anularea actului de la 24 ianuarie 1859. Pe urmă, spre cinstea lui, și-a schimbat atitudinea, dar cu acel context, Metropolia Moldovei a primit o, un rol semnificativ în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Și pentru a-i se sublinia uh, importanța, că la București era metropolitul primat al Bisericii Ortodoxe Române, s-a uh, cu cutuma ca în momentul când scaunul mitropolitan de la București devine vacant, cel care succede și cel care vine în uh, această importantă funcție bisericească, să fie uh, metropolitul Moldovei. Iar mai târziu, în 1924, când uh, Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rangul de uh, patriarhie, s-a păstrat uh, acest, uh, această uh, cutumă, astfel că, deși, din punct de vedere uh, formal, oricare episcop, poate fi ales în demnitatea de uh, patriarh al Bisericii Ortodoxe uh, Române, se păstrează această tradiție și eu spun că este foarte bine asta, ca uh, Metropolitul Moldovei, acum Metropolitul Moldovei și al Bucovinei, să fie succesorul uh, patriarhului în uh, la uh, București. Deci, Nicodim în scaunul metropolitan, evident că se remarcă prin aceleași calități pe care le-a avut și înainte, prin același devotament față de credința ortodoxă, față de Biserica ortodoxă română. Reușind să se impună prin personalitatea sa deosebită, și să îmbine activitatea spirituală, activitatea culturală cu activitatea administrativă, în așa fel încât să câștige prestigiul poporului credincios, dar și al clericilor. Se știe că primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, patriarhie creată în 1924, dar Miron Cristea a fost întronizat în scaunul patriarhal în anul 1924. 25. Inițial el fusese episcop de Caransebeș. În această calitate a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, în calitate de cosecretar alături de episcopul Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică episcopul de Cluj, Gherla, viitorul cardinal Iuliu Hosu, acolo unde, într-o frățietate deosebită, Miron Cristea și Iuliu Hosu au realizat un moment semnificativ pentru istoria națională românească. Nicodim, sigur că pregătește prin activitatea sa, din, în scaunul metropolitan din Iași, momentul uh, venirii sale în scaunul uh, patriarhal la uh, București. În uh, anul 1939, Miron Cristea, trece la cele veșnice. El devenise din februarie 1938 și prim-ministru al guvernului României în timpul dictaturii regale a lui Carol al ii A acceptat această Demnitate și calitatea de uh, prim-ministru. Uh, Fiind uh, bolnav, a trecut uh, la cele veșnice, și în mod evident că uh, succesorul său, în anul 1939, a devenit uh, Metropolitul Moldovei, uh, Nicodim. Ridicat în 1939 în scaunul uh, patriarhal. Perioada în care Nicodim a fost patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a fost o perioadă, aș putea spune, deosebit de tulbure și deosebit de grea. Din 1939 până în 1948. Cunoaștem succesiunea uh, evenimentelor fatidicul anul 1940, când uh, România a trebuit să cedeze teritorii în urma ultimatumului uh, sovietic, e vorba de Basarabia, uh, Bucovina de Nord și Herța, uh, și Transilvania de Nord, în urma. Dictatului de la Viena din 30 august 1940. Apoi a urmat aderarea României la alianța fascistă dintre Germania, Italia și Jardobonia, la Axă, și participarea. României în cel de-al doilea război mondial, într-o primă fază împotriva Națiunilor Unite. Urmând în mod evident actul de la 23 august 1944, prin care România a ieșit din tabăra axei, s-a alăturat Națiunilor Unite, având o contribuție foarte importantă. În lupta împotriva uh, foștilor aliați din prima parte a celui de-al doilea război uh, mondial. Uh, toate acestea nu puteau să nu aibă o serie de uh, repercursiuni. Sigur că astăzi este uh, pe undeva. Uh, mai simplu să judecăm și să analizăm evenimentele respective, să spunem ce a fost bine, ce a fost rău, dar la momentul respectiv, când deciziile trebuiau luate la cald, sigur că și atitudinea patriarhului Bisericii Ortodoxe Române a trebuit să fie de așa natură încât să fie în concordanță, pe de o parte, cu credința în Dumnezeu și, pe de altă parte, cu interesele uh, României. Mulți l-au acuzat pe Nicodim că, la un moment dat, între 23 august uh, 1944 și 6 martie 1945, a avut anumite afirmații prin care uh, lăuda Uniunea Sovietică. Sigur că uh, laudele sale uh, erau în primul rând uh, îndreptate spre Națiunile Unite, pentru că la momentul respectiv și URSS făcea parte din Coaliția Națiunilor Unite care lupta pentru înlăturarea regimurilor fasciste. Volens Nolens, România, a devenit ca aliat al Națiunilor Unite și aliat al Uniunii Sovietice. Deci ar fi fost pe undeva contraproductiv ca Nicodim să aibă poziții contrare acelor situații și contrare contrare vremii. Dar uh, patriarhul Nicodim cu intuiția sa, cu cultura sa a dat seama uh, foarte repede de intențiile uh, sovieticilor. Din clipa în care la 6 martie 1945 prin persoasiune și prin forță a fost instaurat guvernul Petru Groza. El, în mod evident, și-a schimbat atitudinea față de sovietici și a început o rezistență, aș putea spune, în prima pază, o rezistență surdă. În sensul că nu se manifesta la uh, modul uh, concret, uh, dar în subtext uh, era împotriva instaurării comunismului în uh, România. Și modul cel mai elocvent prin care se manifesta era uh, exprimarea uh, unui atașament uh, nelimitat față de instituția regală și față de tânărul suveran al României, regele Mihai I. A avut o afecțiune nedisimulată pentru, pentru rege, considerând că el este ultimul bastion al democrației și că, prin susținerea uh, suveranului și a monarhiei în România, s-ar putea uh, ocoli uh, instaurarea regimului comunist în uh, țara uh, noastră. În același timp, ca uh, patriarh, uh, Nicodim a desfășurat o activitate spirituală uh, deosebită. Aș men menționez în primul rând publicarea uh, traducerii realizate de el a Septuagintei, o parte din Vechiul Testament și Noul Testament în integralitatea sa au fost publicate... Uh, cu binecuvântarea și contribuția esențială a patriarhului Nicodim, realizând o lucrare monumentală cu această traducere, Biblia ilustrată, iar reprezentând și în momentul de față un punct de reper pentru creștinismul în variantă uh, românească. Uh, sigur că uh, autoritățile comuniste, chiar uh, prim-ministrul Petru Groza însuși, făceau presiune asupra lui pentru o uh, apropiere uh, de. Uh, Biserica Ortodoxă Rusă, o colaborare mai strânsă între Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române și Patriarhia Ortodoxă a Moscovei și a tuturor uh, rusiilor. Nicodim uh, nu uh, s-a putut exprima uh, la modul deschis uh, ca un intransigent și să respingă această colaborare. Tot timpul i s-a tot cerut, din anul 1945, apoi pe parcursul anului 1946, să efectueze o vizită protocolară la Moscova pentru a se întâlni cu patriarhul Alexei. Sub diferite pretexte, Nicodim a tot refuzat, dar până la urmă, în anul 1946, a trebuit să accepte așa zisa invitație, care de fapt era un ordin, să meargă la Moscova să se întâlnească cu patriarhul Alexei a fost în timpul acestei vizite deosebit de reținut și a avut, a avut un șoc. Și, la un moment dat și-a dat seama că a uitat și-a uitat mătăniile în sala unde abusese loc întâlnirea cu Clerul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul, mitropolit, Episcopi, și s-a întors în sala respectivă. În momentul când a intrat și a găsit mătăniile, cei care au fost considerați fețe bisericești, se demacheau, își dădeau jos perucile, bărbile, mustățile false, astfel încât Nicodim a fost pur și simplu cu cutremurat, spunând că uh, el, de fapt, a avut o uh, discuție cu o serie de membrii serviciilor de informații rusești de la acea vreme și nu cu fețe bisericești reale. Era pur și simplu cu tremurat că a trebuit să discute chestiuni de dogmatică cu uh, asemenea uh, personaje. A fost un moment cu tremurător pentru Patriarhul de vrednică pomenire Nicodim. S-a întors în țară oripilat, dar practic nu prea a avut ce face, și în 1947, în iunie, a trebuit să primească vizita Patriarhului Alexei, care a venit la București. În timpul vizitei la o întâlnire uh, protocolară unde s-au rostit uh, cuvântări. La un moment dat, Patriarhul Alexei vorbește despre uh, marea pretenie dintre poporul român și poporul rus, spunând că uh, în anul 1877, în timpul războiului de uh, independență, românii au fost ajutați de Rusia să, câștige, să obțină victoria împotriva Imperiului Otoman și să își câștige independența. Patriarhul Nicodim, spre cinstea lui, îi răspunde la modul elegant, diplomatic, dar ferm, Patriarhului Alexei, spunându-i că uh, lucrurile au stat tocmai invers și a menționat uh, telegrama Marelui Duce uh, Nicolae, uh, trimis lui uh, Carol, în care solicita ajutorul armatei uh, române uh, pentru că la sudul Dunării, în Bulgaria, nu reușeau să facă față trupelor otomane. S-a creat un moment de stângeneală, am putea spune. Sigur că autoritățile române prosovietice au rămas siderate. Neștiind cum să reacționeze la curajul patriarhului Nicodim, și bineînțeles că a intervenit cine putea să intervină, Petru Groza, Marele cozer, cel care întotdeauna găsea o anecdotă de spus în diverse momente, fiind de altfel lucru recunoscut, o, o persoană spirituală, având și prezență în momentul în care trebuia să ia o anumită atitudine. El a fost cel care a schimbat cursul, cursul discuției și a îmbunat pe, pe sovietici, dar momentul, momentul semnificativ rămâne. Toate acestea dovedesc că Patriarhul Nicodim a fost un om care a respectat principiile, a fost un om atașat valorilor creștine și democrației, chiar dacă în activitatea sa au mai existat uh, și umbre, pentru că perfecțiunea este la uh, Dumnezeu. Noi, oamenii, uh, greșim, fiecare dintre noi, dar important este să uh, ne dăm seama când greșim și să încercăm să nu repetăm toate acestea. De altfel, Patriarhul Nicodim a fost un întâi al Bisericii Ortodoxe Române cu foarte multă demnitate, a avut o atitudine deosebită și când s-a pus problema desfințării Bisericii Române unite cu Roma greco catolică, s-au opus acestei acestui demers. Dar în februarie 1948, dacă nu mă înșel, în 27 februarie 1948, la vârsta de 86. De uh, ani a trecut la cele veșnice. În literatura de specialitate, sunt o serie de uh, puncte de vedere care menționează că moartea lui uh, nu a fost una naturală, că a fost provocată, dar pentru a respecta adevărul istoric. Trebuie să spunem că uh, nu există dovezi concrete care să ateste acest uh, lucru. Uh, cert este că uh, Irineu Mihălcescu, cel care i-a succedat ca mitropolit uh, al Moldovei, a fost. Uh, obligat să renunțe la scaunul metropolitan fiind întronizat Justinian Marina, despre care se știe că a fost un apropiat al comuniștilor, un partizan al lui Gheorghe Gheorghe care l-a și răsplătit după aceea și cu puțin timp înainte de trecerea la cele veșnice a Patriarhului Nicodim. El a fost uh, înălțat în scaunul mitropolitan de la Iași, astfel încât să devină uh, succesorul uh, Patriarhului Nicodim în, ca întâi al Bisericii Ortodoxe uh, Române. Dincolo de aceste presupuneri Legate de trecerea la cele veșnice a patriarhului Nicodim, rămâne activitatea sa ca o adevărată lumină în istoria Bisericii Ortodoxe Române, în istoria României și sigur că memoria sa trebuie cinstită, memoria de vrednică pomenire, Nicodim, care a știut să respecte atât valorile creștine, cât și acele principii care apărau democrația și, nu în ultimul rând, valorile libertăților umane. Toate cele bune stimați telespectatori, Dumnezeu să dea să se încheie acest inutil și nedrept război în spațiul Europei Central răsăritene în Ucraina, astfel încât noi toți oamenii să putem trăi în liniște, de ce nu și în prosperitate și demnitatea umană, libertatea umană să fie respectate prin afirmarea identității etnice a tuturor, prin respect reciproc, prin toleranță, prin cunoaștere. Doamne ajută!